Bună ziua. Suntem în Ciocănești pe stadionul de fotbal. Avem plăcerea cu unul din inițiatorii unei mișcări sportive fotbalistice aici în localitate, cu domnul Petrache Titi. Domnul Petrache, de când e preocuparea asta? Preocuparea asta a fost la inițiativa mea, 7 ani. S-a numit Cupa SPIC inițial, după care al doilea an am numit-o Cupa Prietenii. Cupa Prietenii. Da. Am înscris tot timpul 4 echipe. Flora Ciocănești, societatea care conduc, primăria Ciocănești, poliția, secția 6 și câteva firme din Ciocănești care se ocupă cu agricultură. Place fotbalul aici în localitate? Da, place fotbalul în localitate. Satisfacția care ar fi? Satisfacția ar fi, în primul rând, mișcarea. În doilea rând, să dăm model copiilor să ducă către sport. Asta am vrut să vă întreb, tineri foarte mulți? Adică să nu mai fie preocupat cu telefoane, laptop. Deci nu internet, nu telefoane, vrei mișcare. Mișcare. Dacă te miști, ești mai sănătos. Colaborarea cu primăria Ciocănești, cum o vedeți? Colaborare foarte bună și am înțeles tot timpul. E o competiție care e mai bun să câștige și la urmă strângem mâna, cupele, repriza a treia și...